Sunt convins că nu există un mod mai potrivit, mai util și mai onest de a participa la profunda sărbătoare a centenarului decât încercând să ne comparăm și să tragem concluziile acestei comparații, noi cei de azi, cu cei ce în urmă cu 100 de ani au reușit nu numai să realizeze unirea, acest proiect al românilor din totdeauna, ci să construiască pe temelia ei un stat democratic, schimbând tot ceea ce era de schimbat în felul în care funcționaseră lucrurile până atunci, având puterea să recunoască răul și să-l îndrepte, înfăptuind cea mai mare și cea mai adâncă schimbare din istoria poporului român. Se credea la începutul secolului trecut că Dumnezeu îi părăsise pe români, dar cu siguranță nu era așa, pentru că Dumnezeu nu obosește niciodată în a iubi, în a ierta și în a ne ajuta. Și o face chiar acum, în măsura în care vom fi în stare să folosim acest moment centenar pentru a ne descoperi cu adevărat înaintașii și a încerca să le semănăm. Am fost împărțiți fără să fim întrebați în trei părți, care timp de secole au fost stăpânite de imperii dușmane și dușmănoase între ele. Și totuși nu am uitat, deși totul ne împingea să o facem, pentru că suntem una, aducând la judecata istoriei proba de netăgăduit aproape miraculoasă a unei limbi unice. Nu România și-a anexat Transilvania, Bucovina și Basarabia, ci Basarabia, Bucovina și Transilvania s-au unit cu România, întregind nu doar geografia și bogățiile statului român, ci întregindu-i istoria cu o vocație a dăruirii neobișnuită în istorie. În epoca noastră, singura șansă este să reînvățăm de la cei ce acum 100 de ani, de la cei de acum 100 de ani, să credem în destinul nostru comun. Ei au crescut în destinul european al țărilor și au știut că este de datoria lor a fiecăruia în parte să-l realizeze. În deruta unei lumi pe care viteza schimbărilor a făcut-o să-și uite criteriile și să nu mai știe a deosebi binele de rău, anul centenarului ar trebui să fie pentru noi un recurs la bunul simț, pentru că întoarcerea privirilor înapoi spre înaintașii noștri este întotdeauna o soluție de bun simț. Centenarul nu este o festivitate. El este prilejul care ne obligă și ne dă șansa să optăm pentru cum vrem să scriem istoria noastră viitoare. Aceasta presupune înainte de toate cunoașterea conținutului celor 100 de ani și asumarea istoriei pe care o cuprinde. Aveți în fața dumneavoastră simbolul unității naționale a poporului român, dovada vie că prahovenii au adus la masa reîntregirii României de la Alba Iulia sângele vărsat pentru unitate, dreptate și adevăr. Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul din Ploiești reprezintă monumentul eroilor căzuți pe câmpul de luptă pentru a face posibilă unirea cea mare. În anul 1810-1811 a fost clădită la marginea târgului de atunci o bisericuță din lemn, având titori cele câteva familii aflate în jurul ei. Dorul unității le-a făcut pe ele să nască o biserică ca loc al întâlnirilor cu Dumnezeu. Peste 30 de ani, numărul familiilor a crescut și între anii 1840-1841 s-a trecut la construirea unei noi clădiri,
care cu ajutorul lui Dumnezeu a dăinuit până în zilele noastre. În data de 18 noiembrie 1923, în prezența principelui Carol, viitorul rege al României, s-a pus piatra de temelie pentru o nouă construcție, Clopotnița, care împreună cu biserica va deveni catedrala orașului Ploiești, monument al eroilor prahoveni căzuți în primul război mondial pentru reîntregirea neamului românesc. Gândul călăuzitor a fost acela de a reda prin maestate și trăinicie, în ziduri de piatră, beton și cărămidă, însuși gândul durabilității peste veacuri a eroismului neamului românesc și să constituie pentru totdeauna izvor de înțelepciune și îndemn de dăruire pentru neam, pentru limbă și pentru țară. Pentru aceasta și pentru realizarea acestui obiectiv, mânați de dragostea de țară, de bucuria realizării unității naționale și din dorința de a lăsa urmașilor repere ale existenței lor, ostași ai diviziei 13, sub comanda generalului lui Ioan Popescu, unul dintre inițiatorii construcției, și ostași ai regimentului 32 Mircea, sub comanda colonelului Malamuceanu, împreună cu locuitorii ai municipiului Ploiești, au mers și au adus piatră de la Oituz, Mărești și Mărășești, locuri unde a fost confirmat eroismul camarazilor eroi căzuți la datorie. Lucrările la monument s-au încheiat brusc în data de 10 mai 1939 din cauza începerii celui de-al doilea război mondial care a precedat perioada comunistă. Acum, arhitectul acestei construcții a fost Thomas Oculescu, care a gândit să construiască și o biserică în aceleași proporții cu ale monumentului. Și au trecut aproape 100 de ani până când gândul vizionarului arhitect a putut fi realizat. Construcția noii biserici, după planurile și dorința sa, a început la data de 14 septembrie 2007. Am pornit la această lucrare tocmai din dorința de a crea un spațiu asemenea celui de la 1810, în care credincioșii prahoveni să se întâlnească într-o unitate desăvârșită cu același Dumnezeu al strămoșilor lor. Să fie de-a pururi locul pe care cei risipiți, pe cei risipiți să-i adune pentru înfăptuirea unui idealuri nobile, demne de jertfa înaintașilor. Astăzi, fiecare dintre județele țării are datoria de a veni la această sărbătoare cu ceva, cu un ansamblu statuar, o placă comemorativă. Noi însă așezăm pe harta României o catedrală a eroilor. S-a lucrat încet și temeinic, iar ceea ce se întâmplă acum în catedrală este ceea ce se lucrează cu stârg și tenacitate într-un stup de albine. Noi nu vedem ceea ce este înăuntru. Acolo este muncă, este ordine, este jertfă. Acolo se rodește. Acolo se lucrează mierea din care vom gusta noi și urmașii noștri și poate abia atunci vom realiza dorul și dragostea care au așezat la temelia acestei, s-au așezat la temelia casei lui Dumnezeu alături de eroismul înaintașilor. Nu am cerut nimănui nimic, am primit cu drag fiecare dar dăruit și cu trudă l-am îndumnezeit, așezându-l acolo, la locul unde să vorbească copiilor și copiilor copiilor noștri, că asemenea strămoșilor am lăsat urme ale trecerii noastre prin această lume și vor fi mândri dacă am pus umărul sau poate se vor rușina dacă am trecut pe alături. Am participat la sfințirea Catedralei Naționale, un omagiu adus de Părintele Patriar Daniel prin mult efort tuturor eroilor care s-au jertfit
vorbit de-a lungul timpului pentru independența, suveranitatea și unitatea românilor. Ea poartă numele de Catedrala Mântuirii Neamului, adică a izbăvirii sau a salvării neamului românesc de sub autoritatea altor neamuri, fiind simbolul unității noastre naționale. Suntem uniți de 100 de ani și parcă mai dezbinați că acum nu am fost niciodată. În anul centenarului s-a inoculat cu voit sintagma războiul român-român. De aceea vă chem ca asemenea familiilor de la 1810 și împlinim gândul arhitectului Toma Soculescu, care a anticipat că o biserică de margine de târg se va afla mai târziu în inima unui oraș ce nu de puține ori a fost inima României, să luați mintea stupului de care vă vorbeam. Acolo există o unitate desăvârșită și fiecare în parte urmărește realizarea binelui comun. Iar dacă un intrus caută să strice ordinea stupului, acela devine dușmanul tuturor și tot într-o unitate este aruncat afară. S-a vrut cu o steneală multă să nu sărbăm acest centenar. S-a vrut să fim risipiți și dezbinați. Și dacă s-a reușit, este numai vina noastră. Avem datoria să facem din centenar începutul unității noastre pentru totdeauna. Învierii noastre, iar Dumnezeu în pragul învierii sale a dăruit lumii întregi poruncă nouă, să vă iubiți unul pe altul. Imnul pe care îl cântăm din anul 1989 încoace și pe care l-au cântat la 1848 alți iubitori de țară, strigă către noi imperativ, deșteaptă de deșteaptă-te române înseamnă astăzi mai mult ca oricând înțelepțirea poporului român. Avem datoria de a fi treji și deștepți, pentru că așa ne-a construit Dumnezeu, punând astfel casele demnității noastre pe care unii ne-au călcat în picioare de cele mai multe ori din vina nepăsării noastre. Într-o societate care pare că să nu-și regăsească ritmul moral și liniștea socială, e bine să facem recurs la istorie, unde vom vedea că biserica unește, nu dezbină, biserica ne adună, nu ne risipește.